Am înțeles că în Moldova în continuare e probleme, nu? Deci, măi Marius, vreau să spun următorul lucru, apropo de Moldova. Da. Și că m-am tot gândit, poate ar trebui cumva să le spunem românilor niște lucruri. Cu spionii, poate să învățăm. Cu spionii. Știi că tu la un moment dat m-ai întrebat, când ne-am întâlnit ultima oară, m-ai întrebat ceva de genul, bă, dar de ce nu putem noi să ne unim cu Moldova? Da. Și tu ai zis că ești împotrivă, dar nu spui de ce. Mă, uite, poate s-ar putea să mă răzgândesc să-ți dau un hint azi. Ia. Yeah. Dar pentru ei va fi greu. Să dă greu? Păi da, atunci lasă oamenii români în pace. Da, pentru români va fi greu. Lasă oamenii în pace. Pentru că știi cum e, nu e bine să afli lucruri. Nu, nu, mai bine știi cum tu e. Tu nu te simți bine așa? Bă, da, ce da, bine. Toată ziua te gândești la șarapă? Te rog. Stai pe mici de tenis? Toată ziua și mai ales noaptea. Hai că să fiu sincer păi cu tine. Ce mă, noaptea nu face parte din zi? Din ziua respectivă, da, cum ar veni, da. N-are noapte și zi atunci. Zi și noapte. Exact. Nu, mai lasă-i un pic. Stai așa și... Hai, poate bă, spre final să vedem. Se mai uită Putin din când în când la tine. Poate spre final să vedem. Ce ai zis, mă, de șarapă? Poate spre okay final. Da, Marius, vreau să-ți aduc aminte că tu ești repede. Cu SRI-ul, că e pre... Noi, aici, la această masă, am fost primii care am spus, primii. Da. N-am mai spus nimeni. Da, 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 singurii. Singurii care am spus că sufrageria lui Oprea se moldovenizează. Corect. Așa e. Se confirmă, nu? Da. Masiv. Mm-hmm. Și ca să nu începem pe uscat, hai să le aducem aminte românilor. De ce? SRI nu se reinventează. Măi, încet că se filmează alături. Deci aici filmăm tot timpul. Alături? Alături, alături, alături de drum. Da. Adică tu, nu. Da, adică și lângă, de, mai un... Cum mă, tot mai alături? Un studio, la cât începe Ana lângă, da? Să... A, la 9 e timp, zi, bagă. Acum, te rog. Da, nu. Stai să înceapă. Dă, dă discursul mai bine, tare. Mi-ai spus că ce faci început cu apa aia, măi, nebunică, în fasete? Încerc să le iau fața la securiști. Cu apa aia. Păi da, se uite, poate fi apă sau poate fi deget. Exact. Deci, Marius, hai să începem încă o dată, că poate vor fi niște băieți pe la SRI care și tot au probabil autointerogații din astea existențiale. Ce are ăsta cu noi? Da? Păi hai să vedem încă o dată. 318BB. Da. E, până să... Vezi că tocmai aici puțin s-a gripat? Da, s-a stricat. S-a stricat micuța jucărie? Eu cred că s-a stricat definitiv. S-a stricat definitiv. Da, mă rog, noi putem da pe audio. Aici e o problemă. Imediat, stai o secundă. A, uite, apropo de asta că mi-a trimis Ana. Ce? O să găsesc imediat. Păi, apropo de Moldova, nu, spun imediat. Ce? Da, solicitarea noastră în CSAT a fost ca în cel mai scurt timp să se constituie acest grup de lucru, Ministerul Afacerilor Externe, cu SIE, cu SRI, cu administrația prezidențială, și această strategie trebuie super să se adreseze tuturor temelor care sunt relevante în relația dintre România și Republica Moldova. Băi, securiștilor care vă uitați voi acum, securiștilor de la SRI, ce treabă aveți voi cu toate domeniile relației dintre România și Moldova, nu băieți? Că așa am înțeles că ați luat ordin de la Iohannis, să vă ocupați de toate domeniile. Voi, cu alți securiști de la SIE, ăia cel puțin au atribuții pe afară. Da. Dar voi ce atribuții aveți pe afară, săriștilor? Corect, dar asta a fost o scăpare valii? Da. A, înțeleg. Nu, asta au făcut. Păi nu, e clar exact că asta au făcut, că și se vede acum în sufragerie. Și s-a scăpat. Ți se pare mintos? Nu știu ce înseamnă... Nu știi termenul? Mintos, adică... Da, bucătărie, știi ce mentosan înseamnă? Mentosan, de la mentos. Bucătărie, știi ce înseamnă? Bucătărie, da. E, atunci mentosan. Știi ce înseamnă și mintos. Ok. Deci, încă o dată, băieți de la SRI, cu ce vă ocupați voi pe relația cu Moldova, micuților? Că eu o să vă arăt... Da, că e serviciu român. Eu o să vă arătați cu ce vă ocupați. A. Da. Nu mă așteptam. Și, micuților de la SRI, de ce n-aveți voi un conducător civil? Vă spun eu de ce. Ca să vă puteți ocupa de ceea ce vă ocupați. Da? Corect. Ca să puteți face treaba așa cum știți voi. Să nu se ocupe de noi, să ne mai taie ceva, da, valii, te rog eu. Deci, tu acum, după ce ți-a ciopârțit emisiunea, ce vrei să-ți mai tai? Să nu mai taie din dânsa. Ce să-ți mai taie? Să nu taie din dânsa. Deci, gândește-te la Șarapova, că oricum e un vis.
Ce crezi că mai faci? Ai dreptate. Să rămân cu visul și arapul. Exact. Atât. Deci, hai să vedem. 28, ce vă rog, securiștilor? Nu avem încă director la Serviciul Român de Informații. Spuneați că îl numiți până la sfârșitul anului trecut și cât de mult ne afectează acest lucru tocmai într-un an atât de complicat. Uite la fața lui. Mulțumesc. Ca să încep cu ultima parte. SRI este condus de prim-adjunctul generalul Ionescu și cred că el conduce SRI-ul foarte bine. Întreaga conducere militară este în funcție. SRI nu are director civil. Dar evaluarea mea, și am făcut câteva evaluări, este că SRI-ul funcționează impecabil. Deci, din acest punct de vedere, nu trebuie nimeni să-și facă probleme. Nimeni nu-și face probleme. Nimeni. Deci ați înțeles, români? De ce nu avem director civil? Nu avem director civil ca să meargă bine ce vă arăt eu acum. De-aia. Și asta, ghiși ce? Așa cum ne-a învățat domnul președinte, are legătură cu SRI. Fiindcă SRI se ocupă de tot ce este Moldova. A spus-o Iohannis, nu eu. Da? Bun. Și acum, mai nou, venind în zilele noastre, reprezentanții Partidului Popular European la București să se întâlnească cu domnul Ciucă. Eu voi fi mai vezi că s-a defectat camera. Eu voi fi președintele României. Cam așa veți fi reprezentați. Uh-huh. Uh-huh. Mișto. Sigur, eu n-am să-ți dau acum. Am aici, dar nu vreau. Ce? Că ia prea mult timp. S-a dus la Prilipceanu, fratele tău. Și Prilipceanu n-a înțeles. Săracul. Că l-a întrebat, bă, veți avea candidat unic la primăria prezidențială? La prezidențială. Ok. Și ăsta acum... Vali. Da. Noi, zice, noi... Dom'le, cum? Noi suntem cu liberalii, cu asta, suntem adevărați. Bine, să-ți adevărat. Și ideea este că noi votăm un liberal. A. Zice, adică nu veți avea un candidat unic. Unic, nu? Prelipceanu, știi ce nu înțelegea, micuț? Știi ce nu înțelegea? Ce? Acum nu știu dacă e din cauza că e Digi24 și ăștia cu Maiacu stau prost. Ce? Maiacu, mă. Tu nu știi că Maiacu avea o curea să-l porți pe umăr? Da, da, cum să nu? Aici aveai poze. Și tu, nu? Maiac avea Olțina, eram tot. Tu n-aveai, mă? Nu, mă uitam la Maiac 203 și aveau nici 205. Și n-aveai temp 6 acasă? Și avea Caștan. Caștanul era... Ești deja Maiacu, da. E, și dar Maiacu nu era rusesc? Bravo, Mariusică. Bă, tu acolo la masa ta din bucătărie. Păi da, ce n-ai zis? Ai uitat ce aveai pe masă? Eu trebuie să mă deconspir. M-am fost de vreo două ori în Rusia și mi-a adus un castofon de ăla. Și căciulă de aia de iarnă. De Astrahan, de care nu Ceaușescu. De ți-a căzut pe ochi. Nu, nu de aia, nu de aia. Da, ai ieșit din... Când ai ieșit din tanchetă, măi. Ai imagine simbolică. Icon. Că facem paranteză din paranteză, știi? Da. Când a fost demonstrația aia în piață... 21 decembrie? Nu, nu, nu. Ah. După aia, când au făcut... 22-ul? Nu mă ascultă. Când după ce s-a răsturnat Cică, regimul, s-a răsturnat așa, au făcut ăștia liberalii cu țărăniști o demonstrație mare în Piața Victoriei. Au, știu pe aia, dar aia. Cum să nu? Așa. Români, ascultați aici. Vă spun un story. Voi exact, adunați-vă, da, în jurul mesei din bucătărie. Din bucătărie, corect. Să vă spună el bătrân un story. Și au venit băieții, oamenii muncii. Și le-au distrus mitingul. Ah, da, 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 au venit contra... Așa. Și notează-ți asta pe manșetă, că erai micuț. Nu eram micuț, eram pe ziarist, Coposu, reporter. Pe Coposu l-a scos armata de acolo. Da, da, știu, mi-aduc aminte. Că ăștia l-au omorau. Nu știu dacă era un stare. Mai. Poate așa, în buzeală, da. Mai. Mm-hmm. Și ghișe, l-au dus până la sediu cu tabu, da, ca pe Ceaușescu. Mi-aduc aminte, exact, da. Ca pe imagine, Ceaușescu. Da, la o lună distanță. Exact. Ca pe Ceaușescu. Și când a ieșit din tab, știi ce-i strigau oamenii? Era 12 ianuarie. Da. Știi ce-i strigau oamenii? Mii de piepturi muncitorești. Ceva cu ruși. Da. Nu mai știu. Coposul nu uita
asta nu e țara. Ah, da, da, corect, da, da. Superb. Ce ai zis? Ce ați spus, dragii mei? Valeriu, hai că să nu... Nu mă lași, mă, să spun și eu un story. Hai, te rog, iartă-mă. S-au adunat oamenii în... Da, da, dar în bucătărie, n-aia... Care-i problema ta? Au dat drumul la... Se vede că voi nu prea aveați masă în bucătărie. La aveam masă rotundă, picioare mici, cu scaune cu picioare, trei picioare, picioare mici, cu picioare și rotund cezute. Exact. Ca să ajungi la mămăligă. Da. Români. Și așadar... Unde eram? Știi că am sărit într-o paranteză. Da, dar într-o paranteză. Nu mai știu din ce paranteză am plecat. Da, nici eu nu mai știu că asta mă... Jim. Stai. Lasă, mergem la issues. Deci, vorbeam de securiști. De securiști, clar, dar cum am ajuns noi la... Nu te mai gândi. Oamenii sunt în jurul mesei din bucătărie, nu-i interesează chestia. Așa. Așa. Și... Hai mă, chiar așa. Da. Jur, dă-mi banda înapoi. Ana, dă-mi ce înapoi. Ziceam, ce ziceam? Cum am ajuns la asta? Dă înapoi, că râde Mihăiță de noi. Râde lumea de noi. De Mihăiță de noi. Cum am ajuns la... Ascultă-mă, șer, că hai. Știu. A, știi? Da. Iartă-mă pe mine. Deci, Marius. Vin micuții cu Partidul Popular European așa. La București. Da? A, de aici, da. Da? Și băiatul ăla, pe care am discutat noi aici, da? Ciocică Simion, da. Fratele tău. Da. Face un meeting face acolo. Face un meeting. Da. Vreo 27 de inși erau. Face un meeting. Mm-hmm. Sigur, ei nu prea știu săracii pe ce lume trăiesc. Eu le-am spus, dar ei nu se uită la noi. Mm. E alte. Da, alte cauze. Așa. Bun. Și am să-ți arăt, fiți atenți români, cum se lucrează la securitate. Deci, ce ai făcut, mă? Ai făcut un meeting împotriva ăstora? Împotriva PP. Bine, da. Erau la 2 km, exact. Că nu i-a lăsat. La cum poartă, la... acolo. Cum să-i lase? La Romexpo, da. Pe ce lume ești? Corect, da. Iartă-mă. Pe ce rog să mă ierți pentru inabilitatea de a... Erau departe, departe, cum se spune. Paranteză, ține acum țin minte, că era cu Tehre și Tehre și erau ei doi s-a dus, și s-agitau acolo. Atent, s-a dus Tony Blair așa. La o librărie, bibliotecă din asta pe care o... Library, cum să spun. Exact. Da. O bibliotecă pe care o înființase ăsta, George W. Bush, fratele tău. Merci. Și a făcut el după aia un fel de conferință de presă acolo să le spună la oameni de ce America mare, puternică, știi? America e puternică. Zice, bă, dar ce crezi că e puternică, fiindcă are economie, că are armată? Că nu, zice, bă, e democrația. Deci ideea asta că oamenii sunt liberi. Asta face America puternică. Și zice, asta e și la noi. Zice, când mă duc la Downing Street 10, unde e sediu, nu? Primului ministru al Marii Britanii. Și văd pe ea că acolo sunt tot timpul niște oameni la Downing Street 10. Unii care protestează pentru exact. Orice. Și au un gărduleț acolo. Mm-hmm. Nu-i duce undeva pe malul Tamisei. Înțelegi? La roată. La Westminster Abbey. Da, da. Nu, sunt chiar acolo. Ăsta trece 10 prin... metri. Exact, trece prin trei. Și spune Tony Blair. Băi, și trec eu așa, printre ei. Băi, nu vreți să știți ce mi-aruncă ăștia, ce-mi spun, ce ocări. Da, corect. Dar eu trecând așa printre ei, în timp ce sunt acoperit de înjurături și de măscări și de toate... Prin minte, îmi trece, nu și arapă, v-am te gândit la prostii, da? Așa. Prin minte, trec următoarele cuvinte. Thank God they can. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să facă asta. Și voi, în țara lui Iohannis, unde SRI-ul e perfect pentru că n-are conducere civilă, bă, voi nu puteți să vă apropiați la un kilometru, mă. Nu puteți vedea în geam. De gardurile securității. Poate voi aveți impresia că ei erau jandarmi. Da, ei erau jandarmi. Dar cine crezi că i-a învățat unde să pună gardul? Cine? Măsuța din bucătărie? Măsuța din bucătărie, da. E, și ghiși tu ce, dragă Marius? Știi tu cine a vrut să vină să se alăture derbedeilor de la... E, aici e, chiar e sfârșitul lumii. Știi tu cine a vrut să vină? Oamenii lui
Șor. Oamenii lui Șor, mai țineți minte, român, că ne-am ocupat aici de micuțul Șor, cum a fost el interzis în Moldova lui Maia Sandu. Dar cum... trebuia să vină cu auto, cu microbuzele. Păi stai că vezi acum. Da, păi aia e declarația genială. Stai genial, că vezi, vezi acum. Na, nu știi nimic. Da, era breaking news. Nu știi nimic. A apărut milițianul din Chișinău și a zis, bă, mi-am prins. Da, i-am stârpit, a zis. Da, dar stai să vezi cum s-a întâmplat, Marius. Mm-hmm. Fiți atenți, români, ca să înțelegeți mai bine. Cu cine o să votați voi în acest an? În niciun caz cu extremiștii. Nu-i lăsați pe extremiști. Nu. Pentru asta avem garduri. Să-i ținem departe pe extremiști. Corect. Total de acord. E. Auzi, Marius, nu vrei să-l cunoști? Poate vrei să faci cunoștință. Cu milițianul? Da, 757A, vă rog. Eu uite-l. Aha. Fratele tău. Aha, l-am văzut și live cum ar veni. Da, uite, ți l-am luat de la televiziunea ta preferată, care a făcut interviu cu el. Ca da. Să-ți explice, da? Ești mulțumit? Da. Asta poate te întâlnești cu el pe stradă și nu știi cum să pognești din călcâie. Zici, să trăiți? Să trăiți, domnul... Am înțeles, da? Pașu... Uite bine la el. Auzi, crezi că e din cauza că SRI se ocupă de Moldova sau nu e cred. Din alte motive? Nu cred, din motive... A, adevărate. Adevărate, da. Care... Bun, dar să știi că nu e singur pe lume. Da. Nu? Nu e singur pe lume. Eu sunt convins că tu vrei să-l cunoști și pe celălalt cap. Al da. Hidrei. Nu al Hidrei, da. Mă, că se lucrează la două capete aici, nu poți să faci singur cap. În partea cealaltă. Da. Dați-mi 758 ca să vedem și noi cum stăm. Da? 758-a. Ia. Îi vezi pe aia doi? Îi cunoști cumva? Pe un băiat de acolo? Unul care a stat în spatele mașinii când nu știu ce accident a făcut țăristul? Da, da, nu, de fapt, se pe pistul. Am că... dezbătut. Da, și ai mai auzit ceva de treaba? S-a închis că n-a de fost ce? Martori. N-a fost volanul prezent. Era linia continuă și n-a mai... Și, dar vezi că aici spun niște lucruri. Și că chestorul Benone Matei, care a participat împreună cu Lucian Bode la compromatul împotriva Emiliei Șercan. Oh, deci ăsta e șeful miliției la români? Am înțeles. Spune că nu știe nimic despre presiunile făcute asupra polițiștilor ca să intervină ilegal împotriva manifestanților. Cum are antecedente din astea? Sigur, de zvonuri, nu e adevărat așa ceva, nu? Of. Dar uite ce că ăștia, sindicaliștii ăștia... De la aeroport. Ce-i cu ei? Ce fac ei aici? Chestorul au dezvăluit. Benon... Ce au făcut? Ăsta pe care l-a făcut Iohannis general ceva, l-a ridicat în nu știu ce general l-a făcut. Nu am auzit de dânsul, să știi. Păi n-ai auzit că nu ești... Nu sunt n-ai mai acum suficient. Da? Ce zice? Asupra polițiștilor jandarmilor s-au făcut presiuni pentru a folosi orice metodă ca să intimideze fermierii și transportatorii care protestează. Cum eu am înțeles că aici era, nu era nicio presiune. Nu. I-au mângâiat pe creșteri și le-au dat drumul cu seniuța. Exact. Da? Șefii din poliție și politicieni au presat polițiștii și jandarmii să oprească prin orice metodă fermierii și transportatorii care vreau să intre în București. Ați văzut duminică seara sindicatul Europol al polițiștilor? Dar pe ăștia sindicatul Europol al polițiștilor nu-i arestează nimeni? Urmează. Nu au relații cu Șor? Urmează să aibă. Ah, ok. Dar nu-ți place Bode? Nu e cumva de la PNL? Votați Bode. Votați român. Bode, da. Stai Bode, că fac un afiș. Român, Bode. Bode. E ce vă trebuie. Atât v-a mai rămas din țara voastră. Bode. Și acum că am ajuns aici, dragă Marius, și pentru că știu că vrei și tu o poveste, nu? Da. Te-am învățat. Îți plac poveștile adevărate, nu? Foarte mult. Bine. Hai să începem. Ești pregătit? Da. Bine. Deci, hai să vedem. La 8 martie, pe Digi24, o televiziune la care tu ții foarte mult și care Corect. Te definește ca expresie jurnalistică liberă. Exact. Exact. Și știu că tu aici ești foarte ferm și nu vrei să te desprinzi. Da, absolut. Am numai delimitat de... Români, hai să povestim. Da, o poveste putâlcă. Deci, mai întâi. Niște băieți de la Șor. Șor este un fel de bandit în Moldova care dă bani, pilotat de ruși fiind, el are mulți bani, care dă bani demonstranților. Acolo sunt niște băieți care, să nu credeți că Moldova, oamenii mor de frig în casă. Să nu credeți că Moldova, oamenii au ajuns la disperare pentru că nu mai au ce să pună pe masa din bucătărie pentru copii de mâncare. Să nu credeți că Moldova... Sunt pene de curent. Ăștia care demonstrează sunt niște nenorociți plătiți de Șor. S-a demonstrat. Serviciile proatlantiste,
bineînțeles, ajutate de SRI care se ocupă de Moldova conform ordinelor domnului Iohannis, serviciile au demonstrat acest lucru. Și am văzut și Curtea Constituțională cum l-a scos pe Șor în afara legii. Am văzut o parte din motivații. Pe partid, care ai văzut. Doamna aia a zis așa, că nu s-au dezis de el și nu știu ce. Care Șor a plecat în Israel și Israelul n-a înțeles ce a făcut Curtea Constituțională, n-a înțeles ce a făcut justiția. Și l-a lăsat în pace. Și stă pe acolo prin Israel cât vrea el, fără să deranjeze nimeni, numai că Ghișe a plecat din Israel și acum s-a dus la banditul Putin. Of. Da. Și de acolo el manevrează. Ne-a spus Recean, premier. Și acum, în contextul ăsta, având niște bani, s-a gândit să trimită niște băieți de la Chișinău ca să destabilizeze România cu ocazia Congresului Partidului Popular European ăsta al liberalilor aici. Da? Și atunci, ghici ce s-a întâmplat, români? Ghici. Mai întâi, o luăm bătrânește. Metodic. Metodic. Ia să vedem. Deci, niște demonstranți din ăștia periculoși se adună așa să vină încoace. Ce ne spune miliția de la Chișinău? Prin persoana pe care ați văzut-o mai înainte. Ia. Cu regret la Chișinău, prea târziu am aflat despre intențiile lor de a ajunge la București pentru ziua de... La invitația celor de la București, celor de la AUR, dumneavoastră, nu v-ați ferit să vă auziți așa? Mai mult ca atât. Bine, eu prea să respect principiul de nevinovăție a fiecăruia până acolo până unde există o hotărâre a instanței de judecată, dar vreau să precizez un lucru. Prin anumite activități de investigații care le-am desfășurat, asta și era îndemnul și înțelegerea că mergem noi un număr de 200, acolo vom fi mult mai mulți împreună cu cei care sunt Partidul AUR la București. Ați înțeles, români? Mm-hmm. Deci erau niște 200 de la Șor, de la așa, și așa înțelese. Știu, noi nu vrem să zicem că ar fi. Nu vrem să zicem, dar spunem. Uh-huh. Și erau vreo 200 care trebuiau să se ducă, dar noi suntem cu nevinovăție, adică nu așa. Da, respectăm. Și ăștia vreau să se ducă acolo, așa am înțeles noi. Ăștia adică 200, ai încoace, da, la noi. Da, ăștia de la Chișinău, de la Șor, veneau aici 200, înțelegi? Ca să alăture cui? AUR. De ceea care erau în afara legii acolo, bandiții, așa, ăștia plătiți de Șor, veneau aici. Păi nu erau, erau demonstrați cum erau. Păi și nu ți-a spus, mă, Curtea Constituției, dacă nu te dezici de Șor... Partidul e. Bă, da, și dacă nu te dezici de Șor, ești ca Șor. Ah. Și dacă te plătește Șor, ești mai rău. Ești omul ușor. Ești omul ușor, care Șor e omul roșilor. Și ei veneau la AUR. La AUR, care... Păi Simion cine? Ați uitat? Da, spion, omul roșilor. Spion rus. Bun. El a spus aici ceva. Tu n-ai observat. Ca de obicei. Exact. Ce? Păi ai fi atent. Ia. Inutil să spun că ăia de la Digi n-a observat nici ei. Păi, îți dai seama. Fii foarte atent. Ca să înțelegi. Ai. Da? Fii atent. Ai întâi să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu erau 200. Fii atent, micuțule. Ia. Bine, noi am știut-o din timp, deoarece au fost și persoanele noastre intrograte în aceste acțiuni și am știut multe detalii ce se petreceau, dar acest lucru l-am aflat un pic prea târziu, dar aici vreau să mulțumesc domnului ministru, cu domnul Denone Matei am avut o conlucrare. Poftim? Stai! Ce zice el, fără să-și dea seama ce spune? Români, vă mai dau o dată. Nu, că... Zice așa, bă, noi aveam date că aveam oameni noștri infiltrați. Aveam oameni acolo. Dar am aflat prea târziu. Uf. Cum adică ați aflat? Ce ați aflat, mă, prea târziu? Dar am rezolvat-o cu Benone Matei. Adică el a aflat de la serviciile de la București că ea vin la București, Marius. Adică a primit comandă să confecționeze ceva. A primit ordin. Băi, repede, trimite. Deci fii atent ce spune. Niște oameni, zice, aici, că el nu știa. Exact. Zice, noi știam că ăștia așa, așa, miliția, că aveam oameni. Aveam infiltrați. Dar am aflat târziu. Cum adică ai aflat târziu, mă? Ce ai aflat târziu? Păi te-au tras... Cernăuțeanule, ce ai aflat târziu? Miliția, ce ai aflat? Alo, Maperche, Cernăuțeanu. Ce ai aflat, mă, târziu? Ordinul a venit târziu. Băi. Deci ai aflat târziu că trebuie să bați toba, că vine Șorul la București? Avea oameni, el avea oameni infiltrați.
Deci, aia făceau până fum. Da, erau cu plapuma, știi? Și zice, bă, am aflat. Dar mulțumesc ministrului, lui de acord, prietenul. Și domnului Benone Matei, ăsta cu compromatul, ăsta care cică face presiuni asupra demonstranților. Nu spun eu, spune sindicatul polițiștilor. Bă, ei ori știi. Bun, și având în vedere toate acestea. Stai! Ei. Stai că trag. A. Deci, trage domn Semaca. Români, ați auzit? Sunt eu, Lăscăric. Șeful miliției Maperche Cernăuțeanu de la Chișinău avea oameni infiltrați la ăștia, dar a aflat târziu. Ce zis, mă? Până au ieșit oamenii de acolo. Dar noroc cu Benone Matei. Ăsta cum a aflat? Nu știu. Dacă ăla nu știa la Chișinău, cum a aflat Benone? Să vă explic eu, e simplu, români. Ca să afle Benone ceva ce se întâmpla la Chișinău, fără ca Benone să fie la Chișinău, asta se cheamă muncă informativă. Ghiși cine face muncă informativă în Moldova? Miliția? Miliția? cred că v-a spus Iohannis. Domnule general, nu știu cum vă cheamă, n-am reținut, nu vă supărați pe mine la SRI. N-ar trebui să vă întreb, că vreau să vă ocupați pe aici cu România. Dar înțeleg că treaba cu Șori era de competența noastră, că trebuie să salvați România de serviciile rusești. Cumva dumneavoastră l-ați informat pe Cernăuțeanu că ei veneau la București, că el săracul nu știa, deși avea oameni infiltrați. Cine, Matei? Nu, vorbeam cu domnul general de la SRI. A, iartă-mă, nu vreau să intru, nici să mă bag între voi. Vă rog mult. Deci, domnul general de la SRI, de unde știa domnul Cernăuțeanu că trebuie să-i spună Benone ceva? Care Benone a aflat și el ce, de unde? Puțin mai târziu. Mai pe seară. Mai pe seară. Mai... Vări, și chiar așa. Și dacă veneau ăia și demonstrau aici, care era problema? Adică nu ai voie să demonstrezi sau ce? Nu, stai, că nu e cum crezi tu. E mai complicat. Deci, da? Ia să vedem. Ia. 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ministru, cu domnul Benone Matei am avut o colaborare foarte bună în acea noapte, unde am reușit să documentăm și să asigurăm procesul cap-coadă în vederea evaluării tuturor riscurilor și tuturor persoanelor care încercau prin diferite metode de a ajunge la București. Poftim? Încercau prin diferite metode? Trâși sau... Români, ce înseamnă diferite metode? Salt înainte, salt înapoi. Maritim și aerian, uite, ziceam. Bă, știi că a scăpat un vehicul cu 15-17? Da, aici? Care ei au ajuns. Care aia 15-16-17 au ajuns, că tot numărai tu pe acolo 5-6-7. Deci... Măi, mă, și eu te întrebam așa, și dacă au venit aia aici, care e? Manius, fii atent. Hai să te învăț o treabă. Fii atent. Să presupunem că vrei să o duci pe doamna Tucă. Așa. La un spa în Ungaria. Știu! E nasol, Orban ne ardeală. Da. Da, te urci mașină, nu? Vrei să-i faci o... Bucurie. O bucurie. Sărac. A fost 8 martie, nu? Și? Mamă, în ce te bag. Exact. Greu de tot. Zi. Ok, fii atent. Vrei să urci în Ungaria la un spa pe doamna tu. Bă, vrei să-i faci o surpriză. Săraca muncește toată ziua la masa din bucătărie acolo. Tu... Și-l sună pe ăla. Dai, mă, și ascultă-mă, așa, că te învăț un story aici, să știi aici ce să spui și tu. Ce să spun și eu, așa. Când te duci la Congresul Partidului Popular European și vine Ciucă, tu să-i spui... S-a blocat banda, s-a rupt banda. Da. Deci fii atent. Vorbești cu doamna, tu, că zice, uite-mă, mergem, vreau să te relax. Unde întreabă? E, lasă, îți fac o surpriză. Ok. Acum, te urci în mașină, normal, tu ai toți banii, nu iară, ce dracu, și aia bani cu ea, nu ai tu bani. Vorbesc bine? Foarte bine, perfect. Corect. Și conduci. Și ajungi la vamă, să treci în Ungaria. Și acolo vine Maperche la tine. Băi! Tucă! Miliția. Tucă! Ce faci? Bine, păi, tu. Mă duc și eu încolo. Asta cine? Păi, nevastă mea. Fă! Tu unde te duci? Păi, nu știu. Ce? Nu știu unde te duci? Bani ai la tine? N-am. Cum n-ai? N-am, păi are soțul. Deci nu știu unde te duci, n-ai bani la tine, ești omul ușor, marș acasă. Corect, perfect, foarte mișto. Cum foarte mișto? Adică demonstrația ta e perfectă.
Tu ce crezi că... Așa a fost și aici. Tu crezi că eu glumesc? Nu. Micuțule, hai să vedem. Știi să numeri? Relativ, de la minus infinit la plus infinit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vrei un story? Da. Te-ai așezat la masa din bucătărie? Sunt la masa. Asta e masa de bucătărie? Putem să o folosim. Data viitoare te găsesc cum era fătuța aia. Katie Britt. Să ai chiuveta în spate, să asta, nu... Români. Nu... Aragazul. Aragazul, exact. Ce mai ai tu pe acolo? Mașină de spălat, vase, nu... Nu speli izmenele în bucătărie, voi, fraiere. Băi, să mai spăla valii și izmenele. Era mai cald, că nu era peste tot cald și... Băi, le spălai în Ligian. Mai uscai rufele. În Ligian merge, dar nu la mașina de spălat vase. Da, rufele... Băi, tu speli izmenele la mașina de spălat vase. Rufele nu le spălăm în public, așa zic. Băi, mașina de spălat vase e pentru vase. Tu știi că avem vreo 278 de subiecte. Faci ca Cernăuțeanu? Da. Nu merge așa. Îl sunt pe Matei. Da? Benone. Benone, Matei. Deci, 11. Ascultă. Ce s-a întâmplat? Story. Suntem la frontieră. Exact. Acolo unde au fost întrebați colegii de la frontieră, inclusiv colegii poliției de frontiere române, în comun cu colegii noștri, care este scopul, unde merg, care este obiectivul lor, ei nici măcar nu cunoșteau în ce localitate se deplasează spre România. Ei nici măcar nu aveau idee despre ce este vorba. Ei nu aveau un leu la ei. Deci era o singură persoană în microbus care avea suma de 10.000 de euro, deci acoperirea care era pentru toate persoanele, ca să fie achitate la reîntoarșirea în aparte, deja mi-e de Poftim? Pe asta n-am auzit-o. Asta e genială. Ce ai făcut? Nu știau, n-aveau niciun leu, dar aveau unul 10.000 de euro. Deci erau niște băieți într-o mașină, unul avea banii, ăia a întrebat, bă, unde mergeți? Nu știu, da. Aaa, sunteți de la șor. Vă duceți la demonstrație. Păi și-a dat seama, da. Imediat. Păi dacă n-aveau niciun ban, nu știau unde merg, era clar. Clar că veneau să distibilizeze. Dacă aveau 10.000 de euro, să distibilizeze. Păi erau vreo 10 cât s-ar fi fost pe acolo. Prin și veneau să distibilizeze. Ați auzit, români? E greu. Ați auzit, domnul SRI general sau ce sunteți? Știu că nu aveți nicio implicare în povestea asta, dar nu vă gândiți să-l întrebați totuși pe domnul Benone de când face muncă informativă pe 10.000 de euro, în sensul că îi oprește pe ea cu 10.000 de euro care nu știu unde se duc în România? Poate faceți un schimb de experiență cu domnul Benone, poate mai aflați unul de la altul, cei cu ea 10.000 de euro, cei cu Șor, poate l-aduceți pe Șor de la Moscova, la București, să destabilizeze ceva. Am înțeles să n-ai niciun ban la tine, niciun leu, dar să nu știi unde să te duci, da, asta mă, e. Asta e, nu? Adică să te arunci așa, să te duci așa. Și tu îți dai seama că ăsta Cerneuțeanu el a aflat târziu. La miliție se află mai greu. Mai greu. Și atunci ăștia s-au urcat în mașină că ăla n-a aflat și au ajuns până la vamă. Dar cum au trecut unii? Păi stai. Că unii au trecut. Pe aia i-a scăpat. Stai, aveau 2 lei. Stai. Yeah. Îți dai seama că... Nu, ăia cred că aveau... Nu știu mă cum e treaba aia cu cizmulițele. Că mi-a povestit cineva. A ce avea în cizmuliță sau ce? Așa, da, mă, zice, venea, tovarășe, da, eu nu pot să-mi pun cizmuliță. Hai să te ajut la creșe. Și îl ajută, îi pune, da, după un timp greu, îi pune. Zice, da, să știți că astea nu sunt cizmulițele mele. Oh, trage, scoate-i la față. Da. Sunt cizmulițele lui frate meu, care mi l-a dat mie. Pune-i cizmulița la ala. Da, dar să știți că nu am mânuși. Poftim? Cum n-ai mânuși? N-am mânuși, afară, fric. Păi și unde-s mânușile? Păi l-am pus în cizmulița. Ce-ai făcut? Păi și ăsta ce a pus în cizmulițele? A pus mânușile ăsta de la miliția din Chișinău. Ăla când a trecut avea bani în cizmuliță, înțelegi? Oh, și a scos cizmulițele și a arătat că, da, și a zis, uite, da? Ai ușor, vă duceți la minte cu un PP. Băi, of, Doamne, împotriva PP. Mă rog. Stai, mă ascult. Nu te forța. Nu mă forțez, nu. Eu am potrivit și pe teritoriul României, ne spuneți. Exact, pe unii i-au oprit pe teritoriul României. Deci trecuseră de mamă. Da, pe ea nu aveau cizmulițe, nu aveau mânușile la ei. Deci, pe unii care tot așa n-aveau bani, i-a lăsat să treacă.
Am văzut că sunt jandarmii de la zi, așa. Da, știi că jandarmii, neatenți fiind, când au pus gardurile acolo la expoziție... La Romexpo, da. Da, unii dintre ei, dracu, știi cum e aia, cât un jandar cu alonje mare, în loc să pună acolo la piața presei libere gardul, l-a scăpat la Albița. A. Și ăștia după ce au trecut de vamă cu cizmulițele, s-au lovit de gard. Uf. Și a zis, bă, ce cu voi aici? Uf, uf, uf. Voi știți unde să mergeți? Zice, am cizmulițele, frate, nu sunt ale mele. Da, nu merge așa, bă, dacă nu veniți să destabilizați țara, nu pot să vă primesc. Și a gonit. Deci, poftim? Așa. Ce ai zis? Nimic. Deci unii au fost opriți în România? Da. Cu ce, adică, sub ce, care... Uite, m-a scăpat un vehicul. Sub ce acuzație, ia zi. Hai să-ți arăt. Cu 15-17. Da? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia, 8? Ia, ce zice? Ce zice? Ia. Ajunge la București. Cu regret a fost cumva scăpat, iată, un mijloc de transport cu 15-17 persoane care totuși a reușit să ajungă la București. În rest, în celelalte cazuri, de comun cu serviciile speciale de aici de la Chișinău, colegii mei de la celelalte servicii specializate cu Poliția Română au lucrat prin schimb de informații operative. Domnul general, serviciile speciale de la Chișinău lucrează direct cu Poliția Română? Nu lucrează între servicii? Domnul general, a? Direct? Mă, și de ce a oprit? Adică... Păi nu, n-ai înțeles. Care era acuzația? Păi tu n-auzi, ăștia au scăpat. Păi bun, și păi ăia de ce a oprit? Care e ăia? Bă, ăia pe care n-au scăpat. Păi nu ți-am explicat că nu aveau bani în cizmulițe? A, am înțeles. Aveau mânuși. Sau nu aveau șapcă. Nu aveau, aveau mânuși, dar erau, dar erau în cizmulițe. Da? Și ăștia au scăpat 15-17. Da, ia. Continuu, oră de oră și minută de minută și am reușit ca cumva să curmăm aceste acțiuni. Deci, 15 persoane au ajuns la acest protest de la București, de la Romexpo, unde erau și lideri AUR în frunte cu George Simion, l-am văzut în imagini. Au ajuns și au fost acolo, între protestatari, între agitatori. Exact. 15 au fost... Ceilalți unde au fost opriți? Unde au... unde i-ați depistat? Mor. Au fost diferite categorii de filtre. O parte au fost teritoriul Republicii Moldova, care noi am avut acțiunile noastre de profilaxie aici. Adică era cu profilaxia, mă. E profilaxia și... Da, mă, și adică... O mare parte au fost reîntorși din punctul de trecere a frontierilor, deci care... Adică au fost dați în consemn la frontieră? Exact. Acolo unde au fost întrebați colegii de la frontieră, inclusiv colegii poliției de frontiere române, în comun cu colegii noștri, care este scopul, unde merg, care este obiectivul lor. Ei nici măcar nu cunoșteau în ce localitate se deplasează. Mă, și, dar, nu, dar de ce mai conucla cu ăștia românii? Nu i-au oprit ei? Adică... Păi n-a, ți-a spus mâna că a aflat târziu. A, ce-și și fraia? Trecuseră la... Nu, a aflat târziu. Păi până, domnul general, știu că nu dumneavoastră. Domnul Benone, care nu lucrează cu dumneavoastră. A conlucrat. Da. Deci, bă, dar tu știi că aici e clar ceva. Mm-hmm. Știi ce e clar? Știi să nu merg până la 14? Ia. Ia. Cât e, poate ți se pare complicat. Nu? Ia. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce numeri pe aia 17, ce faci? Da. Păi la mine așa. Adică sunt 15, 17. Tu ce crezi că am eu aici? Domnul general, dumneavoastră, ce crezi că am eu aici? Păi în autobuz. Ia. Yeah. Sau lider din România. Bine, noi trebuie să înțelegem un lucru. Deja de o lună de zile lui Ilan Șori s-a permis să stea la Moscova. Noi înțelegem foarte bine că intențiile de destabilizare vor fi în astfel, pornind și de la ideea că România este țara care, de fapt, are cel mai mult grijă de Republica Moldova de a ne proteja. Păi are, Alinaiz Iohannis, Zăreule, ocupă-te de Moldova. Cum dracu să n-ai pe grijă de Moldova, da? Corect. Domn Gial, mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez de la masa din bucătărie, unde știu că faceți providing, da. Suportul nostru în toate acțiunile, inclusiv de integrare europeană, noi ne dăm foarte bine seama că intențiile de a urma anumite acțiuni pentru Chișinău și a nu permite anumite realizări benefice Chișinăului vor fi inclusiv și prin acțiuni către București.
Dar vreau să spun că ceea ce a declarat și Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău în raport cu unele acțiuni de destabilizare, eu nu vreau să vin cu afirmații pentru București, dar ceea ce ține de Republica Moldova, într-adevăr, aceste acțiuni se interferează în analizele altelor instituții de forță și ale Serviciului de Informații și Securitate și ale Ministerului Afacerilor Interne, unde constatăm anumite. Bine, noi nu putem să dăm toate declarațiile, nu înțelegem că sunt acte cu parafă și conținut secret, dar noi trebuie să fim foarte și foarte vigilenți la tot ceea ce înseamnă Federația Rusă și tot ceea ce înseamnă grupările criminale care sunt coordonate de către, că aceștia sunt doar niște pionii la ușor și alte, dar grupările criminale care sunt ghidate mult mai sus de la Moscova. Grupările criminale care sunt coordonate. Deci români, Șor și Aur. Mă ia cu pe Șor și Aur. Pe șirea spinării cu transpirație rece. Vor să destabilizeze România. Ați înțeles? E simplu. Cu aia 15, stai un pic. Că aia au reușit să treacă. Au putut pentru că servicii. Dacă nu erau 30. Serviciile au fost și de o parte și de și altă. Exact. Și așa au fost și ele și s-au și s-a conlucrat și a stârpit. Da. I-a curmat. A curmat, da. A curmatura. Curmatura zmărât Godel. Bun. Ați înțeles, români? Cu ăștia să votați, mă. Cu ăștia. Cu curmatura sau cu nu, cine? Nu, mă. Cu ăștia care vă apără de curmatură. A, am înțeles. Da? Corect. Cu Benone, cu generalul ăsta de la SRI, care zice că e foarte performant. Așa zice Iohannis. Dar uite, apropo de Moldova, până pregătiți dumneavoastră următorul slide. Vorba lui Trump, sunt născut pregătit. Cât aveți și dumneavoastră. Uite ce dau ăștia aici, zice bombă. Cine? Solidnews.ro. Procurorul Victoria Furtună confirmă. Guvernarea PAS este un grup criminal organizat. Bună ziua, mă numesc Victoria Furtună și până astăzi am ocupat funcția de procuror în Procuratura Anticorupție. De acolo din Moldova. Păi tu nu înțelegi, mă, că era agățată de Șor. Nu este o eroare de exprimare. Până astăzi, în această dimineață, am depus cererea de demisie din funcția de procuror. Credeți-mă, aceasta n-a fost ușoară. Stai așa, și ce zice ea? Ce zice? Zice fie aceea. Nu sunt acuzată de spionaj, omor sau orice altă sancțiune criminală. Am fost declarată o amenințare la adresa Securității Naționale. Voilà. Doar pentru a-mi limita accesul la dosarul inițiat de către mine la 11.01.2024, în care am început investigația aferent acțiunilor ilegale a unui grup de persoane care fac dezmăți în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. Da. Dezmăți? N-am mai auzit cuvântul ăsta. Nu ți-a spus Maia Sandu? Băi, justiția coruptă nu poate fi independentă. Exact. Și uite, se confirmă. În timpul anchetei mele am descoperit și am toate motivele să afirm că instituțiile publice a statului, mă rog, au fabricat și au diseminat informații false împotriva judecătorilor neloiali guvernării, care sunt corupți. Eu am zis român. În același timp, în ciuda absenței faptelor descrise în notele SIS și CNA, adică serviciul ăsta și de ăla de anticorupție, informațiile de naturată au fost folosite de autorități ca bază pentru a refuza numirea și promovarea unor astfel de judecători. Aoleu, evident, SIS și aparatul președinte au lucrat în tandem. Mă, cum poți să vii cu asemenea mizerii, mă? Tocmai acum când Șor vrea să destabilizeze România. Și o procuroare tânără, uite mână aici. Mână-n mână cu... E o procuroare tânără. Marius, da. Le-o fi ajuns și lor, le-o fi ajuns și lor de această mizerie. Azi am depus un demers către procurorul... Procuroare tânără. Hai. Deci, băieți, guvernarea... De ce credeți că am depus această cerere după 18 ani de activitate? 18 ani. Gata, hai. Am spus ce era de zis. E de citit, da. Deci da. nu era bun procurorii. Nu e bun. Ți-a explicat Cernăuțeanu că a aflat târziu. Da, prin conlucrare. Și a curmat. A curmat, asta e important. Se curmează, dar nu se vede.